A fost la un pas de moarte după ce a încercat să fure. Un bărbat de 48 de ani din Telești a fost electrocutat pe un stâlp de înaltă tensiune. Potrivit anchetatorilor, acesta se afla la furat la o stație de sortare agregate minerale de pe râul Bistrița, moment în care s-a electrocutat. Starea bărbatului este critică, suferind arsuri grave pe o mare suprafață din corp. Fratele bărbatului a fost cel care a sunat la 112 pentru a anunța că fratele său a fost electrocutat. În urma cercetărilor la fața locului, oamenii legii au descoperit că victima a încercat să fure dintr-o stație de sortare de agregate minerale. Norocul nu a fost însă de partea lui. A ajuns la spital cu arsuri de gradul 2, 3 și 4 pe o mare suprafață din corp. Un bărbat de 45 de ani, comuna Telești, fără ocupație, încercând să sustragă componente electrice de la o stație de sortare agregate minerale pe râul Bistrița, aflată în conservare, acesta s-a electrocutat suferind arsuri de gradul 2, 3 și 4. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, bărbatul a fost transportat la un spital din Craiova, starea lui fiind critică. Medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.